Salutare dragi pasionați de istorie pe YouTube și bine ați venit pe canal. Eu sunt Matei și astăzi vom discuta despre filme. Mai exact despre actrița româncă de la Hollywood care a cucerit cinematografia prin frumusețea ei. Așa că așezați-vă comod, deschideți punga de popcorn și dați sonorul la maxim pentru că începem. Nadia Grey sau Nadia Kujnir, după numele ei de la naștere, a fost o actriță româncă din perioada interbelică și și-a început cariera pe scenele de teatru din România și a cunoscut succesul pe marile ecrane europene și americane în filme celebre precum producția italiană La Dolce Vita. Frumoasă și dezinhibată, Nadia a știut să se impună în cinematografie așa cum a reușit să se impună și în viața unor bărbați celebri ai epocii. Dacă vă mai aduceți aminte, am mai menționat despre ea și povestea ei de dragoste cu pilotul român de vânătoare, prințul Băzu Cantacuzino. Dar dacă nu vă aduceți aminte, nu-i problemă, găsiți filmulețul aici pe ecran în dreapta sus. Așa că, fără alte introduceri, haideți să-i cunoaștem povestea Nadiei de la început până la sfârșit. Nadia Kujnir s-a născut pe 23 noiembrie 1923, în aceea zi a anului și la câteva ore distanță de momentul în care scriitorul român de avangardă, Demn Demetrescu Buzău, își lua viața cu un pistol. Ciudată analogie. Se naște într-o familie de evrei, tatăl ei fiind de cetățenie rusă, mutat de ceva timp în România, iar mama ei o româncă din Cetatea Albă, regiunea Basarabiei. Are parte de o copilărie normală și lipsită de griji, părinții ei având o stare materială bună, reușind să-i asigure micuței Nadia tot confortul necesar. Există o singură poveste despre Nadia când era mică. Aparent, dezvoltase o pasiune pentru regele Carol al II-lea. Și la un moment dat, când mașina regală care îl transporta pe rege trece pe sub balconul casei unde locuia, aceasta aruncă cu niște flori în mașină dintr-un pur entuziasm. Carol al II-lea, cum era foarte paranoic, a crezut că este un atentat la viața lui, așa că părinții micuței au fost nevoiți să dea niște explicații lămuritoare. În 1938, la vârsta de numai 15 ani, debutează ca actriță pe scena Teatrului Majestic și tot din acel moment începe să atragă și privirile bărbaților. Scriitorul Ionel Teodoreanu, proaspăt mutat în București din Iași, o vede într-una din piesele de teatru și se îndrăgostește iremediabil de ea. Asta în condițiile în care Ionel Teodoreanu avea 41 de ani atunci și era căsătorit cu Ștefana Velisar Teodoreanu. Scriitorul Eșean începe o adevărată campanie de cucerire. Îi trimite buchete de flori și bilețele de amor și participă la toate spectacolele în care tânăra actriță joacă. Se folosește de faptul că a fost decan al teatrului din Iași și avea destule conexiuni în lumea literar-teatrală ca să se intersecteze cât se putea de mult cu Nadia, indiferent de context. Lucrurile degenerează într-atât de mult încât o cere și în căsătorie, dar Nadia îl refuză. Nu știu cum funcționa cererea asta de căsătorie pentru nevasta lui, dar na. Rănit de tânăra actriță, Teodoreanu începe să frecventeze tot mai mult barurile și se apucă de băutură. Adică exact de lucruri pentru care îl critica deseori pe fratele lui, Păstorel Teodoreanu. Cât despre Nadia, după ce le evită pe Teodoreanu, care era mai în vârstă decât ea cu 26 de ani, se căsătorește cu N. Herescu, fost Goldenberg, un afacerist evreu care era cu 30 de ani mai în vârstă decât ea. La scurt timp după nuntă, Nadia realizează că mariajul nu funcționează, pentru că nu sunt potriviți unul pentru celălalt și decide să se despartă de soțul ei. După divorț, Nadia decide în anul 1940 să plece la Paris pentru niște studii în actorie, făcând în același timp și naveta în România pentru spectacolele de teatru. Într-o astfel de ocazie, când făcea naveta din Paris în București, îl întâlnește pe cel de-al doilea ei soț, prințul aviator Băzu Cantacuzino. Povestea lor de dragoste e parcă scoasă din marile ecranizări de la Hollywood. El era capitanul zborului operat de prima companie românească de transport persoane, iar ea era printre pasageri. În timpul zborului, unul dintre motoare ia foc și Băzu e nevoit să facă o aterizare de urgență cu succes, din fericire pentru toată lumea. La aterizare, Băzu decide să meargă personal la pasager ca să-i liniștească, moment în care observă pe Nadia și cei doi se îndrăgostesc unul de celălalt. Băzu era mai în vârstă cu 18 ani decât ea. Voi observați un tipar aici? Se hotără să se vadă tot mai des și relația lor creștea de la o zi la alta. Singurul moment de impas are loc în 1941, când regimul lui Antonescu îi interzice lui Băzu să mai participe pe front din cauza originilor evreiești ale Nadiei și pentru că o suspectau că ar fi spion englez. După ce face apel la însuși Ion Antonescu, căruia îi explică situația și după ce armata română avea nevoie disperată de piloți buni de vânătoare, Băzu este retrimis pe front în 1943. Iar Nadia scapă de suspiciunile autorităților. Deși familia Cantacuzino nu era de acord cu acest lucru, în 1940
1975, cei doi își oficializează relația printr-o căsătorie. Între timp, cota Nadiei ca actriță crește considerabil, fiind angajată la Teatrul de Comedie, unde joacă doar roluri principale. 4 în stagiunea 1946 și 2 în stagiunea 1947. În aceeași perioadă de timp, Bâzu Cantacuzino își pierde toate moșiile pe care le avea din cauza naționalizării comuniste, singurul lui venit stabil fiind cel de pilot de linie. Cum regimul comunist devenea din ce în ce mai agresiv, cei doi hotărăsc să croiască un plan de evadare din țară. Planul era simplu. Bâzu se preface că o înșeală pe Nadia, iar Nadia se preface că este îndurerată de infidelitatea soțului. Convenabil sau nu, mama Nadiei se afla în Paris atunci, așa că se folosește de această scuză și își anunță colegii că va pleca în Franța pentru o perioadă de retragere sufletească. Zis și făcut. În ziua în care ajunge în Paris, Nadia cere azil politic și nu se va mai întoarce niciodată în țară. Că despre Bâzu, el își așteaptă cu minte momentul potrivit, care apare în 1948, când este desemnat să efectueze un zbor de linie București-Milano. Ajuns în orașul italian, preda avionul secundului, își dă demisia, ia un tren către Paris, unde se reunește cu Nadia și cere azil politic. Din păcate pentru cei doi, povestea lor de dragoste se termină destul de repede după reuniunea de la Paris. Deși nu divorțează niciodată în mod oficial, cei doi hotărăsc să se despartă și să meargă fiecare pe drumul lui. Bâzu se va duce la Madrid, unde era sora sa, și va rămâne acolo până la moartea lui din 1958. Rămasă în Paris, Nadia Cușnir își ia numele de scenă Grey și intră în lumea cinematografiei. În 1949, la numai 2 ani după plecarea din țară, obține rolul principal al unei ospătărițe tinere care visează să devină vedetă, în filmul L'Inconnu d'un soir. Urmează roluri în filme precum Monsignor, The Spider and the Fly, Night Without Stars, Puccini sau The Captain's Table. Asta doar ca să le enumăr pe cele mai importante. Pentru că era poliglotă, până în 1960, Nadia joacă în 40 de filme, majoritatea producției italienești, franțuzești sau britanice, și devine astfel una dintre cele mai cunoscute actrițe din Europa. Joacă în această perioadă cu alți mari actori europeni, precum Gina Lollo Brigida, Marcello Mastroianni sau Brigitte Bardot. Cu toate astea, filmul care avea să o facă cunoscută și peste ocean va fi celebra peliculă italiană La Dolce Vita, din anul 1960. Joacă rolul unei femei divorțate din înalta societate italiană, care dă o petrecere cu scopul de a sărbători libertatea și începe să facă un număr de striptease în fața invitaților, pentru că așa faci la o petrecere. Primește acest rol de la celebrul regizor italian Federico Fellini, căruia i-a atras atenția în alte roluri și care a scris acest personaj special pentru ea. Personajul se numea tot Nadia. Filmul La Dolce Vita îi aduce recunoaștere internațională după ce producția câștigă Palme d'Or la Cannes și Oscarul pentru cele mai bune costume. Fără niciun ajutor din partea Nadiei, desigur. Încep și aparițiile în mari filme hollywoodiene, alături de mari actori americani, așa cum s-a întâmplat în cazul producțiilor Two for the Road cu Audrey Hepburn și The Naked Runner cu marele actor Frank Sinatra. Tot în 1967 se căsătorește cu Silverman și decide să se stabilească definitiv în New York ca să fie alături de el și cei doi copii ai lui. Nu este singura decizie importantă din viața ei în acel an, pentru că după apariția în serialul TV The Prisoner, ia hotărârea să renunțe la actorie. Într-un interviu pentru o publicație americană de specialitate, recunoaște că a luat decizia asta pentru că era obișnuită să fie în centrul atenției în filme și nu se putea consola cu ideea că de acum înainte va avea doar roluri mici de mamă sau de bunică, asta din cauza vârstei. Chiar și așa, pentru că nu reușea să stea prea departe de scenă, se apucă de moderat și de jucat în spectacole de cabaret într-un teatru club din New York. O palidă consolare pentru ceea ce a însemnat cariera ei în trecut. Timpul trece și ne găsește pe 13 iunie 1994, când, în urma unui atac cerebral, Nadia Grey moare în Manhattan, lăsând în urmă un soț și doi copii vitregi. Celebra publicație New York Times îi scrie epitaful. Aici trebuie menționat o confuzie pe care presa românească a făcut-o cu ceva timp în urmă și care spunea că după moartea lui Bâzu, Nadia s-ar fi căsătorit cu britanicul Grey, tatăl actriței Linda Grey, celebră pentru rolul avut în serialul Dallas. Evident, a fost doar o confuzie de nume pe care presa de tabloid din România a exploatat-o la maxim. Nadia Grey lasă în urmă o carieră de succes, atât în Europa cât și în America, jucând în 63 de ecranizări de film și portretizând personaje vulnerabile, mult mai aproape de realitatea din jur și cu problemele de viață reale. Asta probabil și din cauza faptului că viața ei în sine a fost parcă desprinsă dintr-un film cu povești de dragoste imposibile, dezamăgiri crunte și oportunități nesperate. Nu și-a dorit decât libertatea de a alege și de a trăi fericită.
exact ce își dorea și personajul ei Nadia din La Dolce Vita. Chiar v-ați văzut filmul La Dolce Vita? Dacă da, lăsați-mi în comentarii părerea voastră despre cum vi s-a părut și nu uitați, dacă sunteți noi pe canal, dați un subscribe și aprindeți și clopoțelul ăla de lângă să vă stresăm cu notificări. Până data viitoare ne vedem și pe Instagram și nu uitați, cel mai important, v-am țucat!